Un bebeluș de origine română din Spania a scăpat de COVID după 70 de zile la terapie intensivă. A părăsit spitalul în aplauzele personalului medical. Petru s-a născut perfect sănătos la un spital din Valencia, dar după 9 zile părinții lui, Cristina și Jose, l-au dus înapoi în stare gravă. Copilul a luat virusul de la fratele său mai mare, care era asimptomatic. Medicii spun că un astfel de caz este excepțional la copii atât de mici. După aproape 2 luni și jumătate la terapie intensivă, micuțul a învins coronavirusul și a putut fi luat acasă. Externarea a fost un moment emoționant pentru toată lumea. Mama lui a mulțumit cu lacrimi în ochi personalului care s-a adunat să-și ia rămas bun.